Desăvârșirea etnogenezei românilor Pentru cunoașterea nivelului de dezvoltare a dacoromanilor în perioada de început a creștinismului, revelatoare sunt descoperirile din așezarea de la Brateiu, județul Sibiu, eponima culturii Brateiu, caracteristică spațiului Carpato-Danubian în secolele 4-6. Ea asociază relevând astfel procesul de fuziune între autohtoni și coloniști. Purtătorii acestei culturi trăiau în bordee, practicau agricultura și creșterea vitelor, cunoșteau meșteșuguri și erau organizați în obști sătești. Peste această populație dacoromană, ducând o modestă viață rurală, s-au revărsat în secolele 6-7 VI -VI, triburile slave. Migrația lor desfășurându-se pe două axe: Valea Tisei și Moldova. Ampla mișcare a triburilor slave a rupt limesul danubian al Imperiului Bizantin și a acoperit peninsula balcanică până în Grecia. Scriitorii bizantini, Procopius din Cezarea, Ioan din Efes, etc., oferă descrieri amănunțite despre atacurile și prădăciunile slavilor calificați de Ioan din Efes neamul blestemat al slavilor din cauza distrugerilor provocate în provinciile bizantine. Mauriciu, autorul unui tratat de strategie militară, secolul al VII-lea, scrie că slavii locuiesc în păduri și pe lângă râuri, mlaștini și bălți greu de pătruns și își fac mai multe ieșiri din locuințele lor, de bună seamă din pricina împrejurărilor în care se află. Lucrurile de trebuință le țin ascunse în pământ și nu agonisesc nimic de prisos să se vadă. Duc o viață de jaf. Folosesc cu pricepere nevălirile repezi, înfruntările pe neașteptate și neloviturile pe furiș. În privința organizărilor social-politice, Procopius informează că neamurile acestea, sclavinii și anții, două mari ramuri ale slavilor nu sunt conduse de un singur om, ci trăiesc încă din vechime în rânduială democratică și de aceea treburile lor, atât cele prielnice cât și cele neprielnice, sunt întotdeauna dezbătute de obște. La fel sunt comune la acești barbari mai toate celelalte obiceiuri ale lor încă din vechime. Structurile egalitare acesta este sensul democrației slave, erau în curs de erodare, așa cum se întâmplă din existența unor conducători cu rosturi militare și politice. Mauriciu afirmă chiar că ei au mulți regi și nu se înțeleg între dânsii, dar nu era vorba de instituția regalității, ci doar de căpetenii cu autoritate redusă. În perioada așezărilor, în Dacia, Slavii au o economie mixtă. Creșterea vitelor și agricultura, așa cum reiese din relatarea lui Mauriciu. Au o mulțime de animale de tot felul și de roade care zac în grămezi, mai ales mei și părâng. Sedentarizarea slavilor și lunga lor conviețuire cu romanicii nordunăreni au avut însemnate consecințe asupra societății locale și desfășurării etnogenezei românilor. Mai întâi, invazia slavilor a spart blocul compact al romanității orientale din area Carpato-Balcanică. Dacă la nord de Fluviu populația romanică a asimilat cum se va vedea pe slavi, la sud de Dunăre, așezarea slavilor a destrămat populația romanică al cărei caracter compact a fost definitiv compromis. În ca trunchiul unui copac lovit de topor, din blocul romanității orientale sub șocul invaziei slave, au sărit așchii de romanitate care și-au păstrat identitatea etnico-lingvistică în pofida slavizării populației romanice de la sud de Dunăre. În al doilea rând, conviețuirea romanicilor nordunareni cu slavii a inaugurat a doua etapă a procesului de formare a poporului român. Cea din tâi, cum s-a văzut, a constat din sinteza dacoromană desfășurată în secolele 1-6 și a avut drept rezultat formarea unei etnii și a unei limbi romanice, proto-românii. Cea de-a doua etapă a etnogenezei românilor, a avut drept conținut păstrarea activă a romanizării, conform lui Ion Nestor, în condițiile sfidării, challenge, pentru a utiliza un concept al lui Arnold Toynbee, reprezentate de emigrațiile slavilor, urmate de cele ale turanicilor. Prăbușirea apărării la Dunăre, limesul danubian a Imperiului Bizantin în 602 și destinele diferite ale romanității nord dunerene și acelei sud dunerene necesită, evident, explicații. Efortul de refacere a unității imperiale romane, întreprins de Justinian 527-565, a sleit resursele militare ale Imperiului Bizantin, devenit astfel incapabil de a opri la Dunăre Marea Slavă. Slăbiciunea Bizanțului a fost agravată de instabilitatea internă și de luptele pentru tronul imperial. Slavii au avut în Dacia o bază teritorială de atac împotriva Imperiului Bizantin, dar, ca în cazul atâtor migratori, ei doreau trecerea Dunării și așezarea în Imperiu, atrași, desigur, de o civilizație superioară. A avut loc așadar scurgerea slavilor în Balcani, accelerată de căderea limesului danubian, ceea ce a determinat reducerea numerică a slavilor la nord de Dunere și sporirea lor la sud de Fluviu. Atât timp cât s-au aflat în fosta Dacie, slavii au fost o masă de izbire a turanicilor avari, sub a căror dominație se aflau. Trecuți: în sudul Dunării, ei au ajuns după 679-681 sub autoritatea protobulgarilor. Aceștia din urmă, aparținând și ei marii familii a neamurilor turcice, au trecut Dunărea venind din stepele nord pontice în Dobrogea în 679 și au constituit o structură politico-teritorială, Hanatul Bulgar, Recunoscută de Bizanț în 681. Slavii sud-dunăreni au sfârșit prin a asimila pe protobulgari, al căror nume a fost preluat de slavii asimilatori. Consolidarea statului slavobulgar, devenit apoi unul dintre cele mai puternice state din sud-estul european, a accelerat slavizarea populației romanice dintre Dunăre și Balcani. În spațiul Carpaților danubian slavii împuținați au fost asimilați de romanici. Prezența lor în fosta Dacie a fost mai îndelungată decât a altor migratori, iar relațiile lor cu autohtonii mult mai strânse. O dovadă o constituie cuvintele de origine slavă. Plug, plăti, primi, iubi, prieten, drag. Care dezvăluie atât conlucrarea cât și contactele umane strânse. În formarea poporului român, ei au îndeplinit o funcție de desăvârșire sau încheiere. Etnogeneza românilor apare astfel ca având trei componente fundamentale: substratul getodac, stratul roman, ad stratul slav. Limba română este o limbă latină structura gramaticală și cea mai mare parte a fondului principal de cuvinte, 60%, fiind de origine latină. Formarea poporului român a urmat aceleași faze ca și etnogeneza italienilor, francezilor, spaniolilor și portughezilor. Și în cazul acestor popoare se întâlnesc cele trei componente de bază, substrat, strat și adstrat. Astfel, de exemplu, la francezi, substratul este celto galic, stratul roman, iar ad-stratul germanic. Numele însuși al poporului vine de la neamul germanic al francilor. Aportul slav are o pondere însemnată în lexicul limbii române, dar el nu a afectat caracterul latin al acesteia. Sugestivă. În această privință este statistica privind vocabularul poeziilor lui Mihai Eminescu, poetul nostru național. Din cele 3607 de cuvinte, 46,60 sunt de origine latină și cu o frecvență de 83%. Pe când cuvintele de origine slavă reprezentând 18,81% au o frecvență de 6,93%, conform lui Alexandru Rossetti. Odată cu încheierea etnogenezei românilor, în secolele 8-9, apar și primele mențiuni în sursele externe despre români. În aceste izvoare, ei sunt denumiți Vlahi, Valahi, Volohi, Vlahi. Variante ale unui termen care, după ce a desemnat un trip celt, a fost folosit de vechii germani pentru a-i numi pe romani și galii romanizați și a sfârșit prin a fi folosit pentru a-i numi pe locuitorii peninsulei italice Din lumea germană, el a trecut apoi în cea slavă pentru a-i desemna pe romanici, iar de aici, la bizantini, și de la ei în alte zone etnico-culturale. Se pare că cea mai veche mențiune despre români, dacă se face abstracție de un izvor turcesc, August Name, de redactare târzie, se întâlnește în geografia armeanului Moise Corenaț, scrisă în a doua jumătate a secolului al IX-lea. Autorul semnalează țara necunoscută căreia îi zic Balac, plasată la nord de cea a bulgarilor. românii sud-dunăreni sunt semnalați pentru prima dată de către cronicarul bizantin Georgios Kedrenos care preia știrea de la Schilites sau de la un interpolator contemporan în legătură cu uciderea în 976 a lui David fratele țarului bulgar Samuel 980 1014 de către vlahii călători în înțelesul de cărăuși sau paznici ai drumurilor dacă sursele străine îi numeau pe români Valahi, Vlahi, Volohi, etc., ei s-au numit întotdeauna pe ei înșiși români sau români și au păstrat conștiința originilor romane. Exceptându-i pe romanși, retro romani, retro-romani sau ladini, populație restrânsă din nordul Alpilor, fosta provincie romană Raetia, românii sunt singurul popor latin care a păstrat în numele său etnicon numele Romei. Formulă fericită a lui Nicolae Iorga: am rămas români pentru că nu ne puteam despărți de amintirea Romei. Trebuie înțeleasă în sensul că dacă romanii, după retragerea aureliană, iar mai târziu românii, au avut conștiința apartenenței lor la Imperiul Romano-Bizantin prezența acestuia la nordul Dunării, în timpul lui Constantin cel Mare și Justinian, când garnizoane romano-bizantine aflate pe malul stâng asigurau controlul Dunării Imperiului, conform lui Nicolae Iorga, a consolidat această conștiință. Ea și-a găsit expresia în păstrarea în limba română a termenilor de origine latină, împărat, imperator, și Domn, dominus, rămași evident din perioada stăpânirii romane în Dacia și menținuți în condițiile defavorabile ale migrației popoarelor. Comunitățile de proto-români și mai târziu de români s-au integrat în acelor formațiuni denumite atât de corect de Nicolae Iorga, romaniile populare, forme de organizare politico-militară a populației romanice, aflate în zone de margine ale Imperiului Roman, zone din care, ca în Dacia, a fost retrase armata și administrația romane. Ruralizarea ce a urmat consecință a dispariției vieții urbane ca urmare a insecurității create de nevălirile migratorilor a fost accelerată în concepția marelui istoric român de obârșia țărănească a coloniștilor romani, Proveniți, după opinia lui Nicolae Iorga, din țăranii italici care s-au amestecat cu populația rurală din teritoriile intrate în stăpânirea Romei. Caracterul rural al ambelor componente ale sintezei băștinași și coloniști și-a pus sigiliul asupra romaniilor populare, ale căror structuri au conservat elemente arhaice cum se poate constata în cazul republicilor țărănești amintite de Dimitrie Cantemir. După răspândirea creștinismului în cadrul romaniilor populare, funcția de conducere a revenit de regulă preoților sau episcopilor, așa cum a fost cazul Sfântului Severin în Noricum, a cărui viață scrisă de Eugipius I s-a sugerat lui Nicolae Iorga teoria romaniilor populare, ca principal factor al continuității romanice.